Salutare, dragi prieteni! Și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Uitați aici găinile. Acum am venit de la biserică, doar m-am schimbat în hainele de casă, nici nu am mâncat și am venit la animale. Vacile sunt în rât, la păscut. După cum vedeți, afară este vrig, mi-am luat o pereche de din aceștia îmblăniți, sunt și cu căciulă în cap, că este frig. Aici dorm gâștele țărănești. Trebuie să iau paiele acestea și să le pun doar aici. Ia să vedem. Da, nu. Au făcut ouă. Le-aș putea face de rușine pe găini, că de o săptămână am luat două ouă. Pentru că nu ouă, că sunt fără pene, năpârlesc, uitați-le, toate urâte. Sunt și care au năpârlit. Uitați acolo gâștele țărănești. Găscanul este la mijloc. Foarte agresive sunt și îmi pare foarte bine. Găinile vin după mine. A înghețat, este frig, iarnă. Uitați, aici am bătut câte un par, că din greșeală mi-am împiedicat și am căzut peste și s-a rupt. Brahmaul este afară, găinile au intrat aici și au scurmat aici tot. Sâmbătă o să le fac curat, că sâmbătă aceasta nu am apucat. Pe puișorii ăștia nu i-am lăsat azi dimineață, că era foarte frig, dar o să-i lăsăm acum. Hai, ia să văd dacă sunt 3, 6, 9, 12. Apropo, am uitat să vă zic că cocoșelul acela golaș de ouă verzi de aici a murit. Că nu știu ce avea. Ăștia n-au nimic, sunt sănătoși. Da. Închid aici, că intră găinile la ei și nu-mi prea place. Trebuie să le aduc și la iepuraș mâncare. Uitați, nu știu ce au, dar nu prea mănâncă luceri. N-o bat acolo toată în picioare. O să le fac curat acum, când o să am timp. Ieri era să pierd o găină fix în fața mea, era să o prindă un uliu, era gigantic, cel puțin un metru avea așa anvergura aripilor. Pe o găină roșie cu creasta bătută, că le-am lăsat ieri pe toate în grădină și acum o să le las. Pui, 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 hai! Pui, 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 pui! Ai venit? Pui, 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 pui! Acum nu cred că au chef, dar o să le aduc eu mai imediat, după ce o să vă mai prezint ce am mai făcut prin grădină. A înghețat frunzele la turcani și turcanile care mai erau, care erau așa tinere, crude. Eu aici am curățat zmeura, trebuie să mă apuc să curăț și aici tot. Am curățat zmeura, uitați cât a mai rămas, că aceea și aceea de acolo a fost toată uscată. Trebuie să-mi aduc un sac din acela menajer mare, să bag așa pe smochin și să îl pun aici pământ așa pe lângă el, să nu înghețe și să pun... O să mai pun eu ceva pe el. Da? Eu nu cred că s-a uscat, că are verde în vârf, doar că i-au căzut frunzele, probabil de la secetă sau habar n-am. Trebuie să mă apuc să curăț tot aici. Am mai cules nuci. Nuci au fost anul ăsta la greu. Căpșunile, uitați-le, care sunt uscate acum, că na, este toamnă, imediat iarnă. Zmeura, eu sunt destul de mulțumit cât a rămas, că oricum o să se mai mulțească ea, drajonează ea, pui alții. Aici am un butuc de vie, l-am tuns, i-am lăsat doar o coardă, că vreau să-l mi-l duc așa, să fac ceva, să-l duc. Aici am ceapă din aceea pentru coade, uitați, așa l-am tuns și acelea l-am tăiat de la el. Murul aici, care l-am scurtat, mai este aici încă unul. Sper anul ăsta care vine să rodească. O să văd eu cum o să îmi duc ăsta.
Ori o să-l duc până la... Ori o să-i fac așa, la vița de vie, ori așa. Oricum aici, acum trebuie să duc toate astea. Uitați cât a fost uscată. Și aici. Mai este câte un fir pe care nu l-am tuns. Trebuie să le tund. Oricum treaba este de făcut. Aici este un nuc. Foarte bun soi de nuci. Doar că nu știu de ce crește foarte greu. Anul trecut a crescut atât, așa, și anul ăsta doar atât a crescut, dar eu sunt mulțumit că s-a prins, o să crească el cu timpul. Da. Acolo, dacă vă întrebați de ce sunt pene, am tăiat patru gâște din acelea americane, chinezești, habar n-am cum li se spune. Ei bine, eu eram în zmeu, rotundeam și găinile și gâștele erau acolo. Și numai am auzit dintr-o dată, co-co-co-co-co. Când m-am uitat, găinile fugeau, un uliu a venit din partea aceea și s-a lăsat pe o găină roșie. Eu aveam cleștele de tăiat vie, foarfec ca aceea de vie, și am aruncat spre el și l-am nimerit și atunci am lăsat găina și s-a dus, dar poate dacă n-aveam nimic și alergam spre el, se ridica și pleca cu găina. Oricum era imens, gigantic. Haideți să stați că le ademenez eu cu ceva. O găleată goală sau ceva trebuie să fie pe aici. Pui, 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 pui! Sunt niște cui aici. Pui, 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 pui. Hai. Pui, 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 pui. Hai. Pui, 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 pui. Hai. Pui, 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 pui. Haideți, hai. Pui, 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 pui. Hai. Acum până intră una să vedeți după aceea cum vin. Hai, pui, 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 pui. Hai, dar n-aveți chef acum. Altă dată când nu voiam să vă las, erați grămadă. După mine, înainte să tund zmeura în stadiere aici puțin, m-am uitat la ele cum pasc. Uitați-le, cele mai curajoase, dar vin ele acum, uitați. Una este mai greu până intră, o să merg să aduc și gâștele. Gâștele țărănești sunt foarte nebune, nu prea vreau să intre în graj seara, dar acum s-au mai obișnuit și dimineața când le las zboară peste coteți până lângă nuc. Mi-a spus cineva că dacă vreau ca gâștele țărănești să-mi scoată pui și gâștele în general, nu doar cele țărănești, nu este bine să le dai foarte mult de mâncare. Nu că nu trebuie să le dai, trebuie să le dai, dar nu să le dai așa, de exemplu, le dai o găleată de 5 litri odată, să nu fie foarte, foarte grase, ci să fie așa, potrivite. Acum o să văd eu, o să încerc. Haideți să merg să le aduc. N-au chef acum, văd nici găinile, nici. Găinile sunt zgribulite. Bi. Bi, 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 bi. Hai, bi, 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 bi. Așa, acum hai să mai duc și ceva găini dacă mai sunt pe aici. Hai, cocoșule, că ție-ți place în grădină, că toată ziua ești acolo. Hai, șș. Ascultați-le acum. Șș. Ce vorbesc. Șș. Hai, șș. Hai, mai merge să să mâncați iarbă, să pășteți, că când nu vă las, tot după mine sunteți. Acum n-aveți chef, a? O să aveți voi chef când o să am timp să vă las. Pe lucernă cu voi, hai. Hai pe lucernă, hai, hai. Nu, 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 nu. Hai, bi. Pe lucernă mergeți odată, hai. Hai, mergeți prin partea aceea. Hai, bi.
Bi! N-au chef acum. Uitați-le ce mă enervează. Bi! Hai, mergeți pe lucernă. Așa. Aici este tractorașul acesta. 5.50. Este recondiționat. Instalație electrică, tot. Uitați, stați, că nu mă pot urca bine. Trebuie să mă țin. Ai, o că cad. Da, aici avea sistemul de încălzire. Probabil dacă ar fi legate firele și toate cele, ar merge. De aici se pornește, de la ăsta. Trebuie împins și răsucit. Manetele, frâna, ambreiajul, accelerația acolo. Are și aici accelerația aceasta. Da. Scaunul acesta chiar este foarte confortabil. De aici pornești becurile. Aici este o cutie prinsă pe aripă, o cutie de scule. Da. Uitați-le, ce frumos pasc. Văd că mai vin și găini. Acum nu mai am curajul să le las, dacă am văzut că vine uliu, nu mai am curajul să le las nesupravegheate, că poate mi-a vreuna și chiar n-aș vrea. Uitați, geamul ăsta se poate deschide aici. Stați, trebuie să îl pun. Așa. Hai, deschide-te. Sesam, deschide-te și îl poți face așa să fie între deschis sau îl poți da până pe spate și are acolo un cârlig să îl agheți, să nu se tot zbată așa, să se bălângăne. Uitați. În general îmi plac tractoarele și utilajele așa, dar nu știu cum să vă zic, nu-mi plac tractoarele așa, care sunt urâte, neîntreținute și văd că sunt, le folosesc oamenii doar așa. Nu, de exemplu, dacă ar fi spart aici parbrizul, n-ar avea geamuri aici și așa, nu mi-ar plăcea. Să fie așa întreținut, frumos. Da, are și ușă, doar că acum am dat-o jos de la el. Este acolo, înăuntru. Chiar îmi place scaunul ăsta. Haideți să mă dau jos. Să vi-l mai arăt așa puțin. Cauciucurile sunt puțin uzate, dar nu tare. Aici poți să dai scaunul și mai în spate. Aici lonjeroanele. Remorca aceasta nu este a mea, eu acum trebuie să-mi cumpăr. Uitați-le ce bine pasc. Găinile. Trebuie să scot toți parii aceia de la roșii. Uitați, au venit și puii cei mici în grădină și ieri au fost. Le place. Are aici farul și pe spate. Bine, are acela pe aripă și aici stopurile și semnalizarea. Ascultați-le cum vorbesc, găscuțele. Era să uit iarăși în vlogul acesta să vă zic că și în vlogul de ieri am uitat. Știți, iepurița aceea care mi-a fătat sub iesle, care era în cușca aceea mică de sub coșară, nu o mai am, pentru că, da, mi-a prins-o câinele și nu o mai am. Așa că mai am iepuriță matură doar pe
nebuna, aceea cu, cu 9 pui, nu mai am altă iepuriță mare, doar pe ea. Și o să-mi o țin pe fata, lua aceea pe care nu o mai am, aceea de jos, de încușca aia de jos cu guler alb. Da. Abia aștept să fie sacrificate toate gâștele acestea, metisurile acestea și să rămână doar țărăneștile. Uitați-mă. La soare este cald, dar dacă te duci la umbră, mai, acum este mai bine puțin că nu mai bate vântul. Uitați acolo, culorile toamnei, au picat frunzele de pe pruni, nucul se îngălbenește. Da, uitați-le ce frumos pasc și gâscuțele. Îmi pare foarte bine că mi-am achiziționat gâște țărănești și sper din toată inima să le pot înmulți. Da. Uitați și găinile. Ele nu prea mănâncă lucernă, găinile, doar mai ciugulesc așa frunze de pe ea. Guștele mai mănâncă vârful lucernei. Restul oricum o cosesc la iepuri. Acum am început să le dau și la iepuri, să le mai dau și uscat, pentru că am pățit așa anul trecut cu ei, tot le-am dat verde cât a fost și uscat, nu le-am dat și când i-am băgat dintr-o dată direct pe uscat, n-au vrut să mănânce. Acum le mai dau și uscat și verde și trebuie să se obișnuiască și cu uscatul. Da. Ieri am stat maxim 40-45 de minute aici în grădină, că am mai avut treabă, mai una, mai alta, am mai tăiat câteva crengi de la copaci care erau uscate, mai am terminat acolo zmeura, am mai tăiat din buruieni, oricum trebuie să fac acolo curat tot în partea aceea. Uitați-le cum vorbesc. Haideți până acolo în capătul grădinii, că mi-e poftă de un măr. Haideți că merg prin partea asta să nu le deranjez pe doamnele gâsculițe. Vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii cei care o să vă uitați la videoclipul ăsta. O să vreau să-l întreb pe domnul Neagu Cosmin. O să-i scriu un comentariu la ultimul vlog sau dacă o să posteze. O gâscă țărănească tânără, puică de anul acesta, cam câte ouă ar putea depune? Eu știu pe la 6-7, dacă țin eu bine minte. Sper să mă auziți că bate puțin vântul. Uitați aici pomii galbeni, aurii, nu cad frunze. Ia să-mi iau un măr, că mi-e poftă de un măr. Oh, că n-ajung. Ah, l-am luat. Uitați aici un măr frumos. Bio. Nestropit cu nimic. Doar așa. Cum l-a lăsat Dumnezeu, cum s-a făcut el. Uitați. O aromă. Aici au fost cartofi și sunt scai. Și o să-i tai cu sapa la gâște că lor le plac. Uitați cum au înghețat roșiile și turcanile. Foarte bun. Da. Puiuți mai mult aici scurmă. Nu prea mănâncă iarbă.
Gâștele sunt niște păsări foarte ușor de întreținut. Ele nici nu scurmă ca găinile. Dacă le pui mâncare, mănâncă, nu o dau pe jos. Sunt și talie mare. Sunt și frumoase. Cresc și repede. Ele clocesc pe propriile ouă. Și bine, și găinile clocesc, dar nu toate. De exemplu, eu anul trecut, bine, anul ăsta, că n-am intrat încă în 2022, anul ăsta am avut 47 de găini, acum nu mai am chiar atâtea că am tăiat din ele. Am avut 47 de găini, dar poate am avut 10 care au clocit. N-au clocit toate. Ele consumă foarte multă verdeață. Chiar acestea pe care le-am crescut eu, acelea chinezeștile, 4 litri de pisat le ajungeau în vreo 4-5 zile, pentru că ele consumau mai multă iarbă. Ia să le arunc ăsta. Ele, dacă au undeva unde să pască iarbă, dacă stai cu ele maxim 10-15 minute, ele și-au umplut gușa, gata, și gata. Le poți duce să bea apă. Și eu acum le duc, mai târziu, dacă o să am timp, iarăși o să le aduc. Uitați, găinile mănâncă așa, doar frunzele, dar ele rad tot gâștele. Hai, bi, cu ele n-ai treabă, nu aleargă așa de nebune ca găinile sau nu. Și când faci, când ouă, gâștele nu tot cotcodăcesc. Pentru că, na, nu sunt găini. Găinile par un pic mai nebune. Se bat, cotcodăcesc. N-am avut niciodată gâscă care să-și bată puii, dar găina am avut. Hai, puica aceasta neagră, ori o să o tai, ori o să o vând, că mă nervează foarte tare. Este foarte, nu știu cum să-i spun. Și, da. Am pus pe pauză până le-am băgat înăuntru, că nu le puteam așa, abia le-am băgat. Dar am reușit într-un final, mai este o găină, am alergat după ea vreo 2-3 minute, dar n-am reușit să o bag. O să o bag eu, o să sară, ea oricum sare peste gard. Da, și da, prieteni, cam atât a fost cu acest vlog. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Acesta am fost eu, până data viitoare, la revedere!